Cred că da. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la sediul misiunii Promolex. Astăzi vom prezenta următorul raport, al treilea din această campanie, în care vom expune principalele aspecte cu referire la desfășurarea campaniei pentru alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc pe 1 noiembrie 2020. Câteva aspecte generale. În primul rând, legat de perioada de monitorizare și evenimente care sunt reflectate în acest raport. Raportul conține informații și constatările observatorilor colectate în intervalul 16-29 septembrie 2020 și în ceea ce privește aspectele de finanțare a campaniei de colectare a semnăturilor pentru intervalul 2 septembrie-25 septembrie 2020. În consecință, constatările noastre sunt raportate anume la aceste două perioade. Reiterăm mulțumirea noastră și încă o dată vrem să subliniem suportul care este oferit de acei donatori care susțin misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor. Este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Este vorba de Fundația Soros Moldova, care susține misiunea prin două proiecte. Un proiect legat de monitorizarea discursului de ură și instigarea la discriminare și al doilea proiect legat de dotarea cu echipament necesar a observatorilor Promolex în context pandemic și parțial în ceea ce privește sublinirea numărului de observatori pentru monitorizarea procesului electoral în regiunea transnistriană și diasporă. Și, în ultimul rând, la fel, legat de monitorizarea alegerilor în secțiile de votare care vor fi constituite peste hotarele țării, avem suportul Consiliului Europei. Și, încă o dată, ținem să mulțumim colegilor noștri de la Platforma Europeană pentru Alegeri Democratice, EPDE, care ne susțin în ceea ce privește asigurarea traducerilor concomitente în limbile engleză, rusă și cu asigurarea traducerii mimico-gestuale. În acest sens, conferințele noastre de presă devin mai accesibile pentru practic majoritatea actorilor interesați de procesul electoral din Republica Moldova. Suplimentar vreau să repet încă o dată care este scopul raportului și raportelor Promolex, în special raportelor intermediare, în primul rând prevenirea anumitor posibile încălcări ale legislației electorale, informarea publicului larg și, în ultimul rând, evident, sesizarea actorilor relevanți, în speță organelor electorale, cu privire la anumite carențe pe care noi le-am depistat și pe care le considerăm carențe. Și încă o dată reiterăm, noi nu suntem anchetători, procurori, noi suntem observatori și noi ne expunem punctul de vedere care ne aparține exclusiv nouă și nici într-un fel nu reflectă inclusiv sau cumva și poziția partenerilor noștri care ne susțin financiar. Voi trece în continuare la descrierea constatărilor noastre. În primul rând, mă voi referi tradițional la acele prevederi ale cadrului legal pe care le considerăm cumva problematice. În primul rând, legat de constituirea secțiilor de votare din sau mai degrabă zis pentru alegătorii Republicii Moldova care locuiesc în regiunea transnistriană. În ultimul timp în spațiul public au apărut destule mesaje contradictorii la această temă și aici vrem să precizăm câteva aspecte foarte importante. Organizarea acestor secții de votare
se decide de Comisia Electorală Centrală. Deci Comisia Electorală Centrală este acea autoritate publică care decide organizarea acestor secții de votare. Constituirea lor este efectuată de către Consiliul Electoral de Circumscripție în baza hotărârii adoptate de Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală, în scopul organizării acestor secții de votare, poate și a inițiat consultări publice cu diferiți actori relevanți, în special Biroul de Reintegrare, administrațiile publice locale de nivel 1 și 2, din amplasate în în apropiere de linie de demarcare de teritoriu care nu este controlat de autoritățile constituționale. În consecință, legat de rolul administrațiilor publice locale în procesul de organizare și constituire a secțiilor de votare peste hotare, se rezumă în linii mari la două aspecte. În primul rând, obligația, și țin să subliniez cuvântul obligația, administrației publice locale de a asigura și colabora cu administrația publică centrală, în speță Comisia Electorală Centrală, de a aloca resurse, spații pentru organizarea acestor secții de votare. Și doi, dreptul, aici subliniez dreptul, administrațiilor publice locale corespunzătoare, de a desemna inclusiv funcționari electorali în organele electorale care vor deservi aceste birouri electorale ale secțiilor de votare. Observatorii Promolex au raportat cel puțin 3 cazuri în care administrațiile publice locale au adoptat decizii prin care refuză să se conformeze cu deciziile sau propunerile Comisiei Electorale Centrale. Aici este vorba de localitățile Hagimus, Răscăieț și Gura Băcului. Reacții critice potrivit observatorilor au parvenit și din administrațiile publice locale Varnița și Ciobârciu, dar ele nu au fost, potrivit observatorilor, cumva legitimate prin anumite hotărâri sau decizii ale organelor electorale. În consecință, noi credem că atât autoritatea electorală centrală, administrația publică centrală la nivel central, administrațiile publice locale la nivel local, trebuie să dialogueze, trebuie să soluționeze aceste conflicte care au la bază anumite elemente care au provocat aceste conflicte și care pentru publicul larg sunt de înțeles. În primul rând mă refer la faptul că administrațiile publice locale nu au bugetat resurse financiare pentru organizarea acestor secții de votare. În al doilea rând, organizațiile publice locale sunt cazuri în care chiar nu au spații publice pe care ar putea să le pună la dispoziție pentru deschiderea acestor secții de votare. Și evident, aspectele morale legate de blocarea acestor localități, intimidărilor la care supuși locuitorii acestor localități din partea sau de către administrația secesionistă și reprezentanții acestora. Ca rezultat, noi sugerăm încă o dată atât administrației publice centrale, cât și administrațiilor publice locale să comunice, să intensifice comunicarea și să nu fie doar informare, dar comunicare și, în ultimul rând, să găsească acele soluții, inclusiv de compromis sau alternative, care ar putea duce la organizarea corectă, liberă a procesului electoral pentru alegătorii din regiunea transnistreană, care constituțional și din punct de vedere a codului electoral dispun de dreptul de vot. Ziceam de soluții alternative, în acest sens eu cred că încă există timp suficient pentru
autorități, să analizeze și propuneri alternative, să învețe din experiențele inclusiv ale altor state, atunci când, în situații de criză, de urgență, secțiile de votare erau deschise, spre exemplu, în corturi mari, aerisite, încălzite, de care dispun cu siguranță atât Ministerul Apărării, cât și subdiviziunile de protecție civilă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Al doilea aspect legat de cadrul legal sunt incertitudinile de faptul cum va fi organizată campania electorală pentru concurenții electorali, care va începe odată cu începerea zilei de mâine, 2 octombrie 2020, în situația în care starea de urgență în sănătate publică în plan național nu a mai fost extinsă, în schimb a fost instituită starea de urgență în plan local, în mai multe administrații publice locale din nivelul 2 și, în consecință, comisiile locale de sănătate publică, de urgență în sănătate publică, trebuie să adopte deciziile corespunzătoare prin care se limitează anumite posibilități sau anumite drepturi. Țin să menționez că starea de urgență, adică codul roșu în sănătate publică, este instituit cam în 68% din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul 2. Și doar într-o singură localitate, unitatea administrativ-teritorială de nivelul 2, este codul galben. În rest, majoritatea dintre ele rămânând a fi și portocaliu. În consecință, concurenții electorali vor fi nevoiți să verifice pentru fiecare administrație publică locală de nivelul 2 care sunt limitările, care pot să difere de la localitate sau de la unitatea administrativ-teritorială de nivelul 2 la alta. Astfel, noi sugerăm ca deciziile comisiilor teritoriale să fie făcute publice imediat. Mai mult ca atât, eu cred că ar fi benefic ca Comisia Electorală Centrală să publice aceste decizii centralizat pe pagina Comisiei Electorale Centrale, așa încât să faciliteze accesul la ele pentru concurenții electorali într-o singură pagină web și nu în câteva zeci de pagini web care trebuie să fie consultate de concurenții electorali. Și, în ultimul rând, eu cred că Comisia Electorală Centrală poate emite careva instrucțiuni sau recomandări pentru concurenții electorali în ceea ce privește desfășurarea principalelor tipuri de activități electorale, cum sunt agitația electorală din ușă în ușă, întâlnirile cu alegătorii, etc., etc. Alte aspecte legate de probleme ale cadrului legal. În primul rând, reiterăm, pentru că am zis am invocat aceste aspecte și deficiențe atât în cadrul alegerilor locale generale, cât și în cadrul alegerilor din 2019, atunci când a fost utilizat sistemul mix de vot, în ceea ce privește colectarea semnăturilor și incertitudinile cu privire la invalidarea sau nulitatea anumitor tipuri de semnături. Aici vreau să subliniez că codul electoral prevede foarte exact în articolele 48 alineat 4 și 47 din codul electoral acele cazuri când semnăturile pot fi declarate nule sau invalidate. Cu regret, regulamentul Comisiei Electorale Centrale excede acele liste de cazuri care duc la invalidarea semnăturilor. Și aici aș vrea să ofer anumite exemple. Legea nu prevede, adică codul electoral nu prevede așa cazuri sau așa situații în care semnăturile pot fi invalidate pe motive care sunt prevăzute de regulament, și anume, conțin date neveridice, semnături false, fiindcă nu există posibilitate și capacitate la nivelul Comisiei Electorale Centrale de a demonstra că o semnătură, spre exemplu, este falsă.
date neveridice sau rectificări, alt act de identitate decât cel solicitat, date incomplete, adică informații care, în baza cărora mai multe semnături au fost declarate invalide la majoritatea concurenților sau pretendenților, cer scuze, pentru funcția de concurent electoral. Mai mult ca atât, din punctul nostru de vedere, este excesivă norma care există în articolul 47 al 3 cod electoral legată de colectarea listelor per localitate. Noi reiterăm că aceasta este o rămășiță istorică din situațiile când listele electorale urmau a fi autentificate de primăriile sau de primarii localităților. Și, în consecință, noi sugerăm ca această normă să fie modificată. Mai mult ca atât, noi considerăm că atunci când există acel sistem electronic de verificare a listelor electorale la nivelul Comisiei Electorale Centrale, care de altfel nu este reglementat expres într-un anumit regulament, totuși există posibilitatea în cazul anumitor erori, spre exemplu, când cetățeanul figurează într-o listă din localitate X, dar el și-a schimbat domiciliul sau domiciliul este incorrect, să fie arondat automat la acea localitate care este corectă. Și în acest fel să fie respectată voința și opinia alegătorului de a susține un candidat și nu a arunca la coșul de gunoi această voință. Legat de circulara și poziția Comisiei Electorale Centrale cu referire la finanțarea partidelor sau grupurilor de inițiativă și concurenților electorale de către partidele politice care le-au înființat. Aici aș vrea să trec în revistă câteva aspecte și să reiterez câteva aspecte care și au fost exprimate și la conferința precedentă. În primul rând, la data de 12 septembrie au fost prezentate rapoartele financiare a două grupuri de inițiative în susținerea domnilor Năstase și Usatăi, în care Comisia Electorală Centrală a atestat faptul că acestea au beneficiat de suport financiar din partea partidelor politice peste plafonul de 12 salarii medii pe economie. Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală nu a aplicat nicio sancțiune, doar a constatat acest fapt. Ulterior, la 15 septembrie a fost emisă acea circulară a Comisiei Electorale Centrale, prin care Comisia a specificat că partidele politice pot finanța grupurile de inițiativă și concurenții electorali doar în limita plafonului de 12 salarii medii pe economie, fiindcă nu sunt concurenți electorali, în conformitate cu prevederile articolului 1 Codului Electoral. La 28 septembrie a fost depus raportul financiar a grupului de inițiativă în susținerea doamnei Maia Sandu. Comisia Electorală Centrală la fel a mers pe aceeași cale ca și în cazurile Năstase și Usatăi. Adică a constatat faptul depășirii plafonului fără a aplica careva sancțiuni. În consecință, pentru noi nu este clar de ce Comisia Electorală Centrală a aprobat acea circulară pe care însăși o încalcă și doi la mână, de ce în această situație Comisia Electorală Centrală nu face uz de dreptul său de a anula sau abroga această circulară pentru a oferi claritate tuturor actorilor procesului electoral în campania care urmează să înceapă, campania de agitație electorală care urmează să înceapă la data de 2 octombrie. Legat de hotărârile și activitatea organelor electorale, aș vrea să subliniez câteva lucruri foarte tehnice, dar importante. În primul rând, Comisia Electorală Centrală, pe parcursul acestor două săptămâni, a adoptat 34 de hotărâri în vederea organizării scrutinului prezidențial. O bună parte dintre ele au vizat modificarea componenței consiliilor electorale de membrilor consiliilor electorale de circumscripție.
Dar o hotărâre aș vrea să o subliniez legată de modificarea regulamentului cu privire la acreditarea observatorilor și activitatea acestora. Comisia Electorală Centrală, și aici vreau să aduc mulțumiri tuturor membrilor Comisiei Electorale Centrale care au susținut această modificare legată de permisiunea pentru observatorii care vor monitoriza procesul electoral peste hotarele țării să fie acreditați inclusiv în baza buletinului de identitate și nu doar a pașaportului, așa cum era prevăzut în versiunea veche a regulamentului. Dacă tot vorbim de acreditarea observatorilor, vedem că crește în intensitate interesul pentru observarea scrutinului prezidențial. Astfel, în ultimele două săptămâni au fost acreditați 468 observatori naționali și 47 observatori internaționali. Astfel, către data de 29, în total erau acreditați 537 observatori naționali și 76 observatori internaționali. Legat de activitatea Consiliilor Electorale de Circumscripție, în primul rând trebuie să subliniem că, potrivit observatorilor, în linii mari, în 90% din cazuri, este respectat programul de activitate a acestor Consilii Electorale și doar în cazuri izolate, 10%, acest program de activitate nu este respectat. Se atestă un număr destul de înalt din punctul nostru de vedere de modificare a componenței Consiliilor Electorale de Circumscripție, 9 cazuri înregistrate. Atestăm, potrivit observatorilor, o îmbunătățire în ceea ce privește accesibilitatea sediilor unde sunt amplasate Consiliile Electorale de Circumscripție. Astfel, potrivit observatorilor noștri, 61% din sediile Consiliilor Electorale de Circumscripție sunt fie accesibile sau parțial accesibile pentru persoanele în etate sau cu anumite dizabilități. În comparație cu scrutinul din 2019, când această cifră a constituit potrivit observatorilor Promolex cam 44%. Deci avem o creștere în acest sens. Legat de constituirea secțiilor de votare, în total pentru acest scrutin prezidențial vor fi deschise 2000 sau s-a decis a fi deschise 2143 secții de votare, dintre care în țară, la nivel de Consiliile Electorale de Circumscripție, 1962 secții, adică în anul 2020, în comparație cu 1981 în 2016, că mai puțin cu 19 secții de votare. Pe lângă acestea, suplimentar sunt deschise 42, a fost luată decizia cu privire la deschiderea 42 secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană și 139 secții de votare pentru alegătorii care se află peste hotarele țării. Deci, în total, 2143 secții de votare ar trebui să fie organizate și deschise pentru scrutinul prezidențial. Legat de constituirea secțiilor de votare peste hotare, celor 139 secții de votare, trebuie să specificăm următoarele aspecte din punctul nostru de vedere foarte importante. În primul rând, noi reiterăm faptul că organizarea și constituirea acestor secții de votare de către Comisia Electorală Centrală a avut loc în lipsa unor consultări publice cu principalii actori ai procesului electoral, în speță potențiale concurențe electorale, partidele politice. Totuși, dincolo de asta, noi trebuie să subliniem că procesul de constituire și decizia de constituire a secțiilor de votare este cea mai explicită, cea mai clară din toată istoria procesului electoral, începând cu situația când secțiile de votare erau constituite și în afara misiunilor diplomatice. Deci Comisia Electorală Centrală, într-un final, a acceptat propunerile societății civile cu referire la utilizarea unei
formule foarte clare matematice, apolitice, care este bazată exclusiv pe criteriile prevăzute de lege, și în baza acestei formule și-a înaintat propunerea finală din 21 septembrie 2020, care în principiu este cea mai apropiată de ca repartizare geografică și amplasare de acele propuneri care au fost formulate de Promolex încă în vara anului 2019, atunci când am propus Comisiei Electorale Centrale adoptarea unui regulament exact în ceea ce privește mecanismul de deschidere a secțiilor de votare peste hotare. Am zis că această hotărâre este destul de clară, este bazată pe o formulă matematică. În raportul elaborat de Promolex veți vedea și o analiză comparativă cum a fost pusă în aplicare această formulă. Totuși, dincolo de aplicarea acestei formule, anumite aspecte relevante, cum sunt informațiile oferite de țara gazdă sau anumite interdicții care parvin de la țările gazdă, au influențat cumva deschiderea secțiilor de votare în aceste țări. În consecință, se va observa că în baza analizei comparative a Promolex și hotărârii Comisiei Electorale Centrale, vom vedea anumite diferențe destul de mici pe alocuri, dar în anumite situații destul de clare legate de deschiderea secțiilor de votare peste hotare. Astfel, potrivit estimărilor noastre și analizei noastre comparative, ar fi trebuit să fie deschise mai multe secții de votare în Federația Rusă și în Germania și mai puține secții de votare în Statele Unite ale Americii. Aici sunt cele mai mari diferențe, de la 4 până la 5-6 secții de votare. În rest, sunt diferențe nesemnificative de una-două secții de votare. Și în ultimul rând, dacă tot vorbim de secțiile de votare de peste hotare, venim cu sugestia pentru Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să vină cu precizări foarte clare din start, încă din aceste momente, care vor fi pașii întreprinși în situațiile ipotetice în care nu va fi posibilă deschiderea a 139 de secții de votare efectiv. Pentru că noi avem doar decizia adoptată de către Comisia Electorală Centrală, care este o manifestare de voință, însă suntem conștienți că pot apărea inclusiv interdicții sau limitări din partea țărilor gazdă, pe diferite motive, în special din cauza crizei pandemice. Astfel, spre exemplu, în situația în care într-o anumită țară, dacă este necesar să deschidem, să zicem, 5 sau ipotetic 5 secții de votare și pentru turul întâi, din cauza crizei pandemice, această țară nu ne permite deschiderea secțiilor de votare în aceste 5 locații. În schimb, în 2 săptămâni ar putea evolua spre bine situația și țara gazdă ar putea să permită deschiderea secțiilor de votare. Va fi considerat acest lucru eventual schimbarea regulilor de joc pe parcursul jocului sau nu? În situația în care, repet, avem decizia de a constitui 139 și nu depășim această cifră. Deci Comisia Electorală Centrală trebuie să analizeze această situație și să se expună public, așa încât să nu fie surprize pentru viitor. Legat de constituirea secțiilor de votare din regiunea transnistreană. În primul rând, trebuie să menționăm că în comparație cu secțiile de votare peste hotare, aici nu este un mecanism foarte clar. De ce?
a fost decisă constituirea unui număr de 42 de secții de votare. Ceea ce putem noi să constatăm că acest număr este cu 12 secții de votare mai mic comparativ cu scrutinul prezidențial din 2016, mai mare, cer scuze, cu scrutinul prezidențial din 2016 și cu 6 secții de votare mai mic comparativ cu scrutinul din 2019, parlamentar din 2019. La fel, ceea ce putem noi să atestăm, că dacă în alegerile din 2019 doar 34% din secțiile de votare erau constituite și organizate în imediata apropiere de linie de demarcare a teritoriului controlat de cel necontrolat, în acest scrutin, majoritatea, practic, absolută, cu mici excepții, de câteva secții de votare din Chișinău și Bălți, dacă nu greșesc eu, sunt constituite în imediata apropiere de linia de demarcare. Încă o dată reiterăm acele aspecte problematice care sunt, care persistă și care cu siguranță vor persista încă până la ziua organizării scrutinului, adică lipsa de spațiu pentru deschiderea secțiilor de votare, lipsa resurselor pentru administrațiile publice locale, pentru îndeplinirea acelor obligații care sunt expres prevăzute de lege. Și nu în ultimul rând, vrem să atragem atenția la acel mecanism de liberă circulație pentru alegătorii sau cetățenii Republicii Moldova care se află în teritoriul care este controlat de administrația secesionistă. Chiar dacă există anumite limitări, între paranteze, între ghilimele, cer scuze, în baza anumitor legi și hotărâri emise de administrație separatistă, noi am constatat prin intermediul observatorilor că aceste limitări nu sunt absolute. Deci, cetățenii noștri care locuiesc în regiunea transnistreană, pentru intervale scurte de timp, de 12 ore cel mult, pot părăsi acest teritoriu și reveni înapoi fără a fi supuși anumitor limitări sau restricții suplimentare de autoizolare, etc., în cazuri motivate și cu informarea prealabilă a reprezentanților administrației separatiste, în specie miliția locală. Astfel, teoretic, cetățenii noștri vor putea să părăsească teritoriul regiunii Transnistriene pentru a-și exercita dreptul la vot în cazul în care administrația separatistă nu va impune blocaje artificiale, adică prin miliția locală nu le va permite ieșirea din acest teritoriu. Dar la moment această posibilitate există. Legat de înregistrarea concurențelor electorale, câteva date tehnice. La momentul de față, suntem în situația în care au fost înregistrate 13 grupuri de inițiativă. Din aceste 13 grupuri de inițiativă, către data de 29 septembrie, reiterez acest lucru, 9 grupuri de inițiativă au reușit să colecteze numărul necesar de semnături și au depus documentele corespunzătoare în adresa Comisiei Electorale Centrale. 6 dosare din cele 9 au fost deja examinate către data de 29 septembrie. Dintre ele, 5 candidați au fost înregistrați și un dosar a fost respins. Din cele 9 entități, grupuri de inițiativă care au depus dosarele la Comisia Electorală Centrală și au reușit să colecteze semnături, 8 sunt formațiuni politice, partide sau bloc electoral și doar un grup de inițiativă este în susținerea candidatului independent. Către data de 29, în spațiu public au fost formulate informații de 2 grupuri de inițiativă în susținerea domnului Costa și Calinin, care au menționat că nu vor depune documentele de înregistrare
în continuare la Comisia Electorală Centrală și practic renunță la cursa prezidențială. Dar încă nu este o decizie oficială emisă de Comisia Electorală Centrală pe aceste situații. Legat de soluționarea litigiilor electorale, avem cel puțin 4 situații diferite înregistrate la Comisia Electorală Centrală, 2 situații în care contestațiile depuse sau sesizările depuse au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală și examinate în calitate de contestație, adică conform procedurii, și avem 2 situații în care Comisia Electorală Centrală a evitat să le înregistreze în calitate de contestații și nu este clar cum au fost sau vor fi soluționate. La fel, la nivelul instanțelor de judecată, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție, au fost examinate 6 contestații și majoritatea dintre ele au fost respinse fără a fi practic examinate în fond, adică declarate inadmisibile. În acest context, noi reiterăm obligația legală pe care o are Comisia Electorală Centrală în virtutea articolului 22 alineatul 1 litera Q din codul electoral, prin care ei sunt obligați să examineze prompt orice situații care pot fi considerate ca fraude electorale, spre exemplu. Și să nu lese aceste situații după procesul electoral sau după încheierea procesului electoral. Și în ultimul rând, vrem să atragem atenția tuturor actorilor implicați, atât organele electorale, Comisia Electorală Centrală, cât și instanțele de judecată, despre dreptul la un recurs efectiv, subliniat de altfel, inclusiv în hotărârea Curții Constituționale din 2016, atunci când Curtea Constituțională clar a specificat asupra la încălcarea acestui drept în cazul examinării litigiilor electorale, că procedurile nu sunt clare, că procedurile urmează a fi revizuite. Legat de prestația administrației publice, în special administrației publice locale, la general pe țară, în contextul pregătirii pentru scrutinul prezidențial, noi am verificat câteva aspecte importante. În primul rând, cum cunosc ei prevederile legislației electorale în ceea ce privește declararea locului de ședere și țin să subliniez că de această procedură pot beneficia, în primul rând, acei cetățeni care locuiesc temporar la gazdă, spre exemplu, în anumite localități, fără a-și schimba oficial locul de domiciliu sau reședință. În această categorie nimeresc în special lucrătorii migranți interni, care vin din anumite sate, spre exemplu, în Chișinău sau în centre raionale, studenții care locuiesc la gazdă eventual și nu sunt înregistrați la căminile studențești, sau alte categorii de persoane. Noi am verificat cel puțin 59 administrații publice locale, dacă cunosc despre această procedură legală de înregistrare a locului de ședere, și am atestat că doar în 4 situații reprezentanții administrațiilor publice locale nu cunoșteau despre acest lucru. Și noi am verificat în linii mari centrele de reședință raionale, municipiile Chișinău și Bălți, și locuitorii suburbiilor acestor 2 municipii. La momentul de față, potrivit interviurilor desfășurate de observatorii Promolex, doar 484 cetățeni au utilizat această procedură de declarare a locului de ședere și corespunzător includere automată în listele electorale de bază. 454 de cetățeni sunt din municipiul Chișinău și au declarat locul de ședere în municipiul Chișinău. Și încă o dată țin să atrag atenția că astăzi este termenul limită când această procedură mai poate fi utilizată. După această zi se perfectează
listele electorale de bază și deja cetățenii vor putea vota în baza regulilor generale stabilite de codul electoral, adică la locul de domiciliu sau reședință. Legat de prestația potențialelor concurenței electorale, noi am atestat o scădere a numărului de activități legate de sau conectate la colectarea semnăturilor în listele de subscripție. Astfel, observatorii au raportat doar 130 de activități de colectare a semnăturilor. La fel, noi am atestat prin intermediul observatorilor cel puțin 26 de situații de activități politice ce pot fi asimilate publicității electorale, 24 dintre ele fiind sau vizând grupurile de inițiativă, simpatizanții și domnul Năstase, și în două situații e vorba de Renata Osatăi, fapte care au fost admise după înregistrarea de către ei în calitate de concurenți electorale. Țin să precizez că agitația electorală propriu-zisă începe abia din data de 2 octombrie. La fel, în procesul de colectare a semnăturilor, noi am atestat că 25% din activitățile de campanie de colectare a semnăturilor în susținerea candidatului independent Igor Dodon au fost desfășurate de către membri și simpatizanții ai Partidului Socialiștilor. De altfel, și domnul președinte Igor Dodon, în cel puțin două situații, interviuri publice, a recunoscut că el este susținut de Partidul Socialiștilor în acest scrutin. Observatorii Promolex au raportat cel puțin 23 de situații care pot fi calificate drept utilizarea de resurse administrative. Din ele, 15 situații sunt sau vizează pe domnul Dodon, 7 situații Violeta Ivanov și o situație Maia Sandu. Ca exemple, putem să venim cu următoarele situații. Atunci când este imposibil de delimitat atribuțiile de serviciu de activitățile de campanie și promovare politică. În cazul domnului Dodon, sunt cel puțin 12 situații de acest fel. Două situații se referă la întrevederile și discuțiile cu șef de stat, fiind vorba de domnul Putin și președintele Turciei, domnul Erdogan. Și pentru publicul larg, cu siguranță, este foarte greu de delimitat. Este aceasta o atribuție funcțională obișnuită, deci este ceva urgent, stringent, planificat din timp, sau este mai mult în scop de promovare politică. 10 situații se referă la oferirea distincțiilor de stat de către președintele țării. Și aici cred că pot fi subliniate câteva chestii importante. În anul 2020, potrivit analizii efectuate de observatorii Promolex, de către președintele Dodon au fost emise decrete cu privire la acordarea de 43% din toate distincțiile oferite în ultimii 4 ani de zile, adică în 4 ani de mandat. Deci 43% din toate distincțiile oferite sunt în ultimul an de activitate, adică în anul 2020. Pe lângă asta am observat că foarte multe distincții au fost oferite, sau decretele de oferire a distincțiilor au fost oferite în primăvara-vara anului 2020, dar înmânarea solemnă a acestora a fost organizată în perioada imediat apropiată de perioada electorală. Ceea ce contravine cumva practicii obișnuite, când anterior
înmânarea solemnă a distincțiilor de stat se efectua, de fapt, cu ocazia unor sărbători naționale majore sau profesionale corespunzător. Dacă tot referim la utilizarea resurselor administrative, am atestat o situație în care a fost utilizată pagina publică a președinției în promovarea imaginii domnului Dodon, un caz în care administrația publică din satul Volintiri a contribuit la repartizarea pleantelor informaționale a potențialului candidat doamna Maia Sandu și 9 cazuri de asumare a meritelor pentru realizări efectuate din bani publici. Adică resursele pentru anumite lucrări de infrastructură, spre exemplu, au fost alocate de către administrațiile publice, dar meritele, laudele sunt făcute de actori care nu au tangență directă cu acest lucru. Și în cel puțin 2 situații este vizat domnul Dodon și în cel puțin 7 situații este vizată doamna Violeta Ivanov. 3 cazuri de utilizare a imaginii persoanelor străine de către potențial concurenți electorali, 2 cazuri vizează domnul Dodon și o situație vizând doamna Maia Sandu. Și aici eu încă o dată vreau să subliniez, pentru că misiunea Promolex a reiterat cu fiecare ocazie, că din punctul nostru de vedere, această normă sau această interdicție este exagerată și cel mai probabil trebuie să fie revizuită, pentru că limitează libertatea de exprimare a concurenților electorali. Dacă am zis că 130 de cazuri sunt de activități de campanie, în ceea ce privește publicitatea, vedem o activizare. Observatorii noștri raportând cel puțin 207 cazuri de utilizare a publicității stradale, promoționale sau online. Beneficiarea acestei publicități în circa 33% din cazuri este doamna Maia Sandu, 27% domnul Dodon și cam 22% doamna Violeta Ivanov. Finanțarea campaniei de colectare a semnăturilor, câteva aspecte importante. La momentul de față suntem în situația să atestăm pentru intervalul 2 septembrie, 25 septembrie, așa cum am menționat de la început, că potențialii concurenți electorali au colectat venituri în limita la 1 milion și aproape un pic peste 800 de mii de lei. Cel mai mult a colectat grupul de inițiativă în susținerea doamnei Violeta Ivanov, peste 650 de mii, grupul de inițiativă în susținerea doamnei Maia Sandu, peste 400 de mii și domnul, și grupul de inițiativă în susținerea domnului Dodon, peste 350 de mii de lei. La fel atestăm că majoritatea surselor de finanțare, de fapt, sunt donații în mărfuri și servicii. Cam 61% din totalul resurselor sunt donații în mărfuri și servicii. 28% din venituri sunt donații din partea persoanelor fizice și 11% sunt donații din partea partidilor politice. Legat de cheltuieli, cel mai important lucru care am vrut să-l subliniem ține de raportarea de către toți potențialii concurenți electorali a 0 cheltuieli pentru colectorii de semnătură, adică acele persoane care au fost înregistrate oficial în calitate de colectori, practic nu au fost remunerați și nici nu au declarat acest fapt că ar fi făcut voluntar. Deci noi vedem că ei colectează semnăturile, în schimb noi nu vedem acest fapt reflectat în rapoartele financiare. Potrivit estimărilor noastre, este vorba de cel puțin 100.000 de lei neraportați. Dacă vorbim de cheltuieli estimate neraportate pe toate categoriile de cheltuieli posibile, publicitate, transport, colectori de semnături, etc.,
Suma totală estimată de observatorii Promolex pentru ultimele două săptămâni sau două săptămâni din perioada de referință 2-25 septembrie 2020 ar fi vorba de peste 748.000 lei. Dacă să venim pe acele grupuri de inițiative care au reușit să depună rapoarte sau declarații, ar fi estimările noastre sunt următoarele. Doamna, grupul inițiativă în susținerea doamnei Ivanov, peste 269.000 lei neraportați, Andrei Anastasie peste 172.000 lei neraportați, Renata Osatăi peste 122.000 lei neraportați, Dodon Igor peste 83.000 lei neraportați, Octavian Țicu peste 57.000 lei neraportați, Andrei Ancandu peste 15.000 lei neraportați, Maia Sandu peste 14.000 lei neraportați, domnul Deliu peste 9.000 și domnul Chirtoacă peste 5.000 estimați ca fiind neraportați. Ultimele două aspecte se referă la utilizarea discursului de ură și aspectele de educație civică în campanie. Dacă ne referim la discursul de ură, am atestat în acest interval de timp cel puțin 5 cazuri în care potențiale concurențe electorale sau, de fapt, candidat deja înregistrat este autor a anumitor mesaje publice de discurs de ură și instigare la discriminare. În toate 5 cazuri este vorba de candidatul înregistrat domnul Renato Usatăi. În 19 cazuri, observatorii noștri au atestat că fie candidații înregistrați, potențiale candidați înregistrați, sau simpatizanții acestora sunt victime ale discursului de ură și instigare la discriminare. Din ele, 14 cazuri se referă nemijlocit la discursuri de ură și instigare la discriminare în privința candidaților sau potențialilor candidați și în 5 cazuri sunt vizați simpatizanții acestora. Principalele criterii la baza mesajelor de discurs de ură și instigare la discriminare cu regret sunt apartenența politică, sănătatea, anumite dizabilități, activitatea profesională, sexul, genul și, în ultimul rând, aspectele de religie și opinii cu privire la religie. Și, în ultimul rând, sau ultimul capitol din raportul nostru se referă la educația civică și electorală. Aici vrem să subliniem intensificarea activităților organizate de Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral CICDE pe aspectele de educație civică și electorală, desfășurate atât în mediul online, cât și obișnuit. Și totodată aș vrea să atrag atenție la faptul că misiunea Promolex de observare a alegerilor, în data de 28 septembrie, a organizat o ședință informală la care a invitat toate grupurile de inițiative, toate 13 grupuri de inițiative înregistrate, reprezentanții acestora. În cadrul acestei ședințe informale, noi am reiterat și am prezentat încă o dată detaliile metodologice în baza la care noi organizăm observarea procesului electoral, cum se fac estimările cheltuielilor neraportate de către concurenții electorali. Și, în ultimul rând, noi am prezentat două platforme web care sunt gestionate de Asociația Promolex. Una se referă la raportarea incidentelor sau evenimentelor cu caracter electoral care se întâmplă în teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta, reiterez, noi gestionăm platforma electorala.monitor.media pe care fiecare persoană interesată, fiecare cetățean, reprezentanții concurenților electorale, evident,
pot plasa evenimentele la care sunt martori și care, din punctul lor de vedere, sunt cu conotație electorală sau, evident, anumite incidente electorale care, din punctul lor de vedere, afectează calitatea procesului electoral. La fel, noi le-am prezentat platforma instruire.monitor.media, pe care deja este accesibil un seminar de instruire pentru observatorii pe termen scurt, care ar vrea să se implice la monitorizarea procesului electoral pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020. Acest seminar nu conține absolut toate datele la care au acces observatorii Promolex, dar este bazat în mare parte pe acele ghiduri și pe acele instrucțiuni care sunt oferite observatorilor Promolex. Unica excepție care este, nu sunt încărcate și nu sunt puse la dispoziția publicului larg acele formulare de raportare pe care le utilizează observatorii Promolex. În rest, tot ce este legat de procedurile, explicarea procedurilor electorale care urmează să aibă loc în ziua alegerilor, sunt descrise cu lux de amănunte în acel seminar de instruire. În consecință, orice actor interesat, inclusiv concurenții electorali, pot să utilizeze această platformă publică pentru instruirea observatorilor proprii atunci când nu au posibilitate să organizeze propriile seminare de instruire sau nu beneficiază de instruire din diferite motive din partea centrului de instruire în domeniul electoral. Cam astea au fost principalele constatări din raportul nostru, numărul 3. Eu sper să ne revedem la următoarea conferință de presă care va fi organizată peste 2 săptămâni, la fel în ziua de joi, la fel cu începere de la ora 10:30, la fel în această sală în care este locația misiunii de observare Promolex. Dacă sunt careva întrebări legate de prezentarea raportului, eu vă rog să le formulați. Cer scuze, încă o dată vreau să subliniez că raportul neredactat a fost expediat cu titlul de informare și sesizare, așa cum am menționat din start, membrilor Comisiei Electorale Centrale. El a fost pus la dispoziția celor colegi jurnaliști care au venit la această conferință de presă și, așa cum am menționat și la acea sesiune de informare din 28 septembrie pentru grupurile de inițiativă și candidații deja înregistrați, acest raport în varianta neredactată încă poate fi pus la dispoziție doar la solicitare concurenților electorali sau candidaților sau grupurilor de inițiativă vizate și va fi publicat în, cred, maxim 72 de ore după ce va fi redactat, el va fi publicat și pe pagina web a Asociației Promolex. Îmi cer scuze încă o dată dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă invit să veniți la următoarea conferință de presă, care va fi organizată peste 2 săptămâni, în ziua de joi. Vă urez multă sănătate, succes și sper să ne revedem peste 2 săptămâni.